În județul Neamț, în sistemul de protecție a copilului, sunt cuprinși 1600 de copii, din care doar 400 instituționalizați. În sistemul de protecție există în Neamț aproximativ 1600 de copii, dintre care instituționalizați sunt aproximativ 400, toți fiind în centre de tip rezidențial. Restul copiilor sunt în plasament familial, la asistenți maternali sau în servicii rezidențiale ale unor organisme private autorizate. Drepturile copiilor sunt diseminate permanent în sistem cu prilejul acțiunilor specifice unor zile speciale ca Ziua Drepturilor Copiilor, a Zilei Internaționale a Copilului sau a Zilei Copilului cu Dizabilități. Copiii în general își cunosc drepturile pentru că periodic în toate centrele noastre se organizează tot felul de manifestări, serbări, seminarii, dezbateri, în special în anumite zile cu semnificație specială. De exemplu, pe data de 20 noiembrie se marchează în toată lumea Ziua Internațională a Drepturilor Copilului. Atunci, în toate centrele noastre, dar și în comunitate, sunt organizate acțiuni în care copiii sunt informați cu privire la drepturile lor, îi informează pe alți copii din comunități, din școli, despre drepturile pe care le au. Angajații la rândul lor iau cunoștință cu drepturile pe care le au copiii și cu datoririle lor de adulți față de acești copii. Se mai organizează astfel de evenimente pentru iunie, de Ziua Copilului, pe data de 10 decembrie, când e Ziua Internațională a Drepturilor Omului, pe 3 decembrie, de Ziua Persoanelor cu Handicap. Deci credem că sunt informați în mare despre drepturile lor. În a doua parte a lunii aprilie, Avocatul Poporului, în colaborare cu UNICEF România și Facultatea de Sociologie a Universității București, vor face un studiu în rândul copiilor instituționalizați privitor la cunoașterea drepturilor pe care le au.